greu de lucrat în acest moment. Și o să încep cu Anca Mireanu, care are o expertiză foarte bună în acest domeniu, și o să întreb, cum e ca în plin război cu președintele Iohannis, în plină, să spunem, ofensivă a adversarilor și instituțional și politici, tu, mare senator al PSD-ului, fost președinte executiv al partidului până ieri, să spui, domnule, dacă nu-mi dați balta, rup alianța cu ALDE. Păi, pe de o parte, este ceea ce știu să facă, să negocieze mize mici. Adică atunci când vorbim de o baltă, vorbim de un contractel, de o alocare pentru apă, canal acolo local, se știe foarte bine mersul negocierilor și să se vorbească din om în om și să se convingă ca să se pună la punct lucrurile. E, n-am văzut atitudinea asta, nu știu. Hai să facem ceva important, cum ar fi o autostradă, să finanțăm un institut de cercetare, să facem un campus universitar. Asta n-am văzut. Dar asta este o, un aspect. Am văzut eu niște mașini de Giurgiu care pun borduri la aeroportul Otopeni. E, apropo de mize mici. Care cred că se înscriu, exact, da? În mizele mici. Dar ceea ce vreau să spun este că domnul Bădălău cred că pescuiește în momentul de față într-o baltă tulbure. Tulburată de domnul Ponta, a spune. Pentru că ce s-a întâmplat astăzi, și anume decizia în dosarul Turceni Rovinari, de fapt are o semnificație extraordinar de importantă din punct de vedere politic. Relansează meciul pe partea stângă. Dacă acum pe partea stângă exista Dragnea și PSD peste tot, în momentul de față Ponta zice, eu sunt aici. Sunt aici, încă nu am terminat de vorbit, mai am un cuvânt de spus și cine știe ce urmează să joc. Domnul Bădălău profită de moment, mânat de interesele pentru baltă, și zice, domnul Dragnea, dacă nu m-a ascultat și pe mine cu balta și cu ALDE și cu așa, s-ar putea să plec la domnul Ponta. Și iată că negocierile devin negocieri interne pe mize foarte mici, așa cum PSD știe să facă foarte bine în ultimul timp, și iată că de asta suntem, din acest motiv suntem în situația în care suntem, ca în 2018 să nu avem o autostradă care leagă nordul de sud, care leagă vestul de zona Constanței, nu avem șosele, nu avem școli peste tot în felul ăsta, pentru că negociem balta de la Ogrezeni și... După atâtea și atâtea exemple de inițiative de genul acesta, care au făcut obiectul unor investigații judiciare, chiar unor, aș spune, demersuri controversate, e foarte adevărat, nu mai contează dacă au avut sau nu efecte juridice, dar insistența asta pentru o baltă și a pune o baltă în taler cu principalul partener de guvernare, mi se pare absolut irațional. Dă-mi voie să spun, Radu, cred că este un lucru instinctual. Adică sunt oameni care, odată formați în felul ăsta, nu se pot abține. În momentul în care văd miza, văd potențialul de câștig, pur și simplu nu se pot abține. Deci când le sare peștele în față, nu mai văd nimic altceva. Apropo de baltă, da. Da. Nicolae Bănicioiu, sunteți deja un politician cu experiență în Partidul Social Democrat și v-aș ruga dacă se poate să ne lămuriți și pe noi. Cum e să ai o baltă miză în raport cu principalul partener de guvernare? Adică Bădălău spune, e din ce în ce mai greu cu ALDE, o să discut cu Tăriceanu. Să se pună problema unei rupturi PSD-ALDE pentru balta lui Bădălău, sincer, e de noaptea minții. Bun, acum, expert în probleme de hidrologie, nu prea sunt. Îl sunăm pe Ionilescu. N-aș putea, să vă spun cum e cu balta. Dar cred că poate colegul meu, domnul Bădălău, s-a grăbit aici și s-a grăbit să iasă cu o declarație, mai ales publică, la adresa partenerilor de coaliție. Doi la mână, dacă într-adevăr este o strategie, iar aici nu pot să vă confirm pentru că nu sunt, adică nu exprim în niciun caz părerea sau poziția partidului, dar dacă s-a gândit o strategie în sensul ăsta de a, nu știu, te supărea brusc pe ALDE, cred că este o strategie greșită. Pentru că ALDE, cel puțin până în momentul de față, din punctul meu de vedere, ca și PSD-ist vechi, a fost un aliat foarte corect cu noi. Deci și-au ținut cuvântul nu numai în guvernarea asta, chiar și în guvernarea trecută. Și mi-aduc aminte guvernarea Ponta, alegerile prezidențiale și știți foarte bine că au trecut prin foarte multe momente în care și-au probat corectitudinea și onestitatea. Deci eu unul nu aș vedea cu ochi buni o astfel de strategie de îndepărtare a PSD-ului față de ALDE.
Domnule Fenechiu, știți ce se întâmplă acolo pe la Giurgiu, ce mize sunt cu hectarele, cu bălțile, cu... Pe oamenii ăștia, cum să spun, îi trage pământul mai mult decât interesul lor politic major. Da, probabil că cei din Giurgiu l-au citit pe Liviu Rebreanu cu mai multă băgare de seamă decât restul românilor. Și probabil că din perspectiva viitorului, s-ar putea ca miza bălții și a punctului să fie foarte importantă. Oamenii se gândesc probabil să-și procure existența, domnul Bădălău probabil își pune pluma zilei de mâine, se gândește că peștele e foarte important. Bun, acum, fără îndoială, lăsând gluma la o parte, este de neînțeles cum poate discursul politic sau abordarea politică să coboare atât de jos, în care să evaluezi un anumit tip de alianță politică care guvernează România, guvernează o serie de județe, așa, la miza unei bălți. Asta denotă că mizele în foarte multe situații sunt mize foarte mici. Da? De ce sunt mize foarte mici? Probabil că, spunea bine doamna Mireanu, așa au învățat anumiți oameni să facă politică. Ridică o problemă destul de serioasă domnul Bădălău în momentul în care trage semnalul de alarmă că a fost o dezbatere foarte serioasă în spațiu public în legătură cu împrejurarea că fără votul anumitor colegi de la PNL această inițiativă legislativă n-ar fi trecut. Și, mă rog, s-a ridicat o întreagă dezbatere care e motivul pentru care PNL-ul a votat cu PSD-ul, că au făcut blat, că, mă rog, nu știu, cred că n-au împărțit balta, asta vă pot spune cu siguranță. Însă rapoartele comisiilor erau rapoarte favorabile și probabil că soluția propusă pe administrație publică, mă rog, eu ar fi convins pe colegii mei să voteze. Eu nu cred că este cazul să spun în momentul de față cum s-a votat, ce s-a votat, dar să duci discursul public atât de jos încât să pui în discuție o alianță care, repet, conduce România pe miză de baltă, spune foarte mult despre modul cum anumiți lideri PSD văd guvernarea. Și spune foarte multe despre profilul unui personaj ca Nicolae Bădălău, o figură care a introdus personaje destul de triste la vârful politicii românești de când PSD-ul a preluat puterea și care se dovedește că rămâne la nivel de baltă din toate.